Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vă prezint câteva descoperiri arheologice uluitoare făcute în Nazaret, locul copilăriei lui Iisus Hristos. Despre Nazaret se spune că este locul unde Fecioara Maria a fost vestită de Arhanghelul Gavril, despre taina cea mare a întrupării Domnului și, ulterior, locul copilăriei lui Hristos. Aici s-a aflat casa Sfintei Familii, casa lui Iosif, a Mariei și a micuțului Iisus. Dar unde exact era această casă? Iată o întrebare la care credincioșii și arheologii încearcă să dea un răspuns de sute de ani. Ken Dark, profesor la universitățile Oxford, Cambridge și Reading și director al proiectului arheologic Nazaret, este un cercetător britanic care și-a dedicat mare parte din viață studierii acestui oraș antic, ale cărui reverberații spirituale sunt azi mai puternice decât oricând. Descoperirile realizate de acesta au dus la o mai bună înțelegere a vieții nazarinenilor din vremea lui Iisus și sunt considerate pietre de temelie în domeniul arheologiei biblice. În 2006, Ken Dark a redescoperit sub fundația și în grădina Mănăstirii Surorilor din Nazaret ruinele unei biserici bizantine, edificată în secolele 4-5 după Hristos, în care fusese înglobată o casă săpată parțial în piatră, datând din secolul I după Hristos. Am spus a redescoperit, întrucât parte dintre ruine fuseseră identificate încă din anii 1880, chiar de către călugărițele din mănăstire, care apoi, vreme de 50 de ani, tot săpaseră și scoseseră la iveală artefacte. Apoi, situl a fost vizitat de câțiva arheologi, dar în mod bizar nu i se acordase o importanță prea mare. Când Ken Dark a ajuns pentru întâia dată la mănăstire și a aflat că dedesubt se găseau niște ruine, călugărițele i-au pus la dispoziție și toată documentația pe care o strânseseră de-a lungul timpului. Niciunul dintre documente nu mai fusese atins de generații, a povestit Dark. Mi s-a părut incredibil cât de puțin atenției se acordase acestei descoperiri de către lumea științifică, a continuat acesta. După ce a deschis el însuși un nou șantier, înaintând cu săpăturile mult față de cele realizate de călugărițe, Dark le-a dat dreptate acestora. Ruinele erau urmele căminului Sfintei Familii a Mariei și a lui Iosif. Excavând metodic interiorul, britanicul a găsit mai multe elemente care confirmau presupunerea. Brusc, lumea arheologică, dar și credincioșii i-au îmbrățișat teoria, însă Dark a simțit nevoia să-și continue cercetările în speranța că va găsi o dovadă irefutabilă. Britanicul s-a îndreptat inclusiv către izvoare scrise și astfel a ajuns la De Locis Sanctis, despre locuri sacre, un manuscris al călugărului irlandez Adomnan, în care acesta relatează ce a aflat de la un confrate franciscan, călugărul Arculf, care a călătorit în Țara Sfântă în jurul anului 380 după Hristos. Arculf i-a povestit lui Adomnan despre Biserica Hrănirii sau Biserica Alăptării, ridicată deasupra casei unde pruncul Iisus fusese crescut de Maria și Iosif. Iar descrierea lui Arculf corespunde întru totul cu ceea ce Ken Dark a găsit sub Mănăstirea Surorilor din Nazaret. Casa nu are nimic special, nu e nici deosebit de sărăcăcioasă, dar nu prezintă nici semne de mare bogăție. Este pur și simplu o casă cât se poate de normală. Ori nu avem niciun motiv să credem că Iisus a crescut într-un cămin diferit de restul locuințelor galileene rurale, tipice pentru acea perioadă. În schimb, este limpede că persoana care a construit casa cunoștea extraordinar de bine meșteșugul lucrului cu piatra, ceea ce se potrivește cu nivelul de cunoștințe la care ne-am așteptat din partea cuiva care era numit tecton, termenul grecesc folosit pentru a indica meseria lui Iosif și care, deși de obicei este tradus prin tâmplar, în realitate desemna un meșter cu mare experiență care lucra în domeniul construcțiilor. De exemplu, scara casei a fost realizată cu multă pricepere,
folosindu-se o parte dintr-o peșteră naturală, în vreme ce o altă parte a peșterii a fost întrebuințată pentru a susține plafonul uneia dintre camere, povestește Ken Dark. Casa copilăriei lui Iisus Hristos a fost construită apelându-se parțial la un sistem natural de peșteri și parțial prin ridicarea de ziduri din piatră, lemnul fiind folosit într-o proporție redusă. Întreaga structură are două niveluri legate între ele de o scară tot din piatră. În interior, încăperile erau separate prin ziduri solide, din care s-au mai păstrat doar părțile inferioare, și prin coloane din piatră care aveau și rol de susținere, iar podeaua a fost realizată din calcar presat. N-o să găsim niciodată o piatră pe care să scrie "Aici a locuit Iisus Hristos", a spus Ken Dark. Însă acum am descoperit suficiente elemente care să ne îndreptățească să considerăm că, într-adevăr, aceasta a fost casa copilăriei Domnului, a adăugat acesta. Dincolo de calitatea construcției, de potrivirea perfectă cu descrierea casei lui Iisus din manuscrisul de Locis Sanctis, de datarea edificiului și de faptul că această casă a fost atât de importantă, încât pentru a fi protejată deasupra ei a fost construită o biserică, mai există încă două indicii care trebuie luate în considerare. Primul, casa se află la foarte mică distanță, în topografia de azi la doar o stradă distanță, de Biserica Ortodoxă a Bunei Vestirii din Nazaret. Aceasta a fost edificată deasupra izvorului care, în antichitate, servea drept principală sursă de apă a localității. De aici mergea și Fecioara Maria să ia apă și aici s-a întâlnit cu Arhanghelul Gavril, care i-a dat vestea cea bună a nașterii neprihănite a lui Hristos. Așadar, proximitatea nu poate să fie întâmplătoare. Al doilea indiciu, prima biserică ortodoxă a Bunei Vestirii din Nazaret a fost ridicată tot în perioada de dominație a Imperiului Bizantin, la fel ca Biserica Alăptării, însă aceasta din urmă era cu mult mai mare, mai impunătoare și mai bogat decorată, așadar era considerată cu mult mai importantă ca semnificație religioasă decât Biserica Bunei Vestiri. Ori în Nazaret, ce altceva putea fi considerat mai important decât locul întâlnirii Fecioarei Maria cu Arhanghelul Gavril? Evident, locul unde a crescut Iisus Hristos. Biserica era enormă și ornamentată cu decorațiuni complexe, a explicat Ken Dark. Probabil că era catedrala orașului din acea epocă și multă vreme după aceea, a mai spus acesta. De altfel, și în prezent, Biserica Mănăstirii Surorilor din Nazaret este mai mare decât Biserica Bunei Vestiri. Iată așadar concluzia la care Ken Dark a ajuns după 15 ani de lucru în situl casei lui Iisus din Nazaret. Pe de o parte, teoria casei lui Iisus este perfect plauzibilă și se susține prin numeroase dovezi. Pe de altă parte, să o demonstrez indubitabil este probabil imposibil. Asta pentru că eu sunt arheolog, nu țes povești, ci lucrez cu dovezi. Însă ceea ce am găsit pe teren și documentele care coroborează descoperirile, toate aceste elemente sunt foarte, foarte convingătoare, a spus Ken Dark. După ce a încheiat săpăturile la casa lui Iisus, Ken Dark a mai publicat un studiu în care prezintă mai multe descoperiri legate de orașul antic Nazaret, realizate atât de el cât și de alți arheologi care au lucrat în zonă. Iată cele mai importante dintre ele. Nazaretul din intervalul biblic era o așezare semnificativ mai mare decât s-a crezut până în prezent. Săpăturile realizate de numeroși arheologi demonstrează existența a mai multe locuințe, construcții de depozitare și a unor ascunzători amplasate în centrul Nazaretului, care datează din epoca romană, a scris Ken Dark. Societatea nazarineană din perioada lui Iisus și a cele imediat următoare s-a opus cu îndârjire invadatorilor romani, spre deosebire de locuitorii din orașul învecinat Seforis, în vreme ce nazarineenii se revoltau în continuu și îi sabotau în diferite moduri pe romanii care îi persecutau, cu atât mai abitir, din acest motiv nazarineenii rebeli
fiind obligați adesea să se refugieze în ascunzătorii săpate sub case sau în dealurile din apropiere, cetățenii din Seforis îi îmbrățișaseră pe romani. În timpul revoltei nazarinene din anul 70 după Hristos, cei din Seforis au rămas pasivi, ba chiar au emis o serie nouă de monede, pe care era scris că localitatea lor era un oraș al păcii. Cetățenii din Seforis adoptaseră stilul de viață roman, importând masiv diverse bunuri, inclusiv veselă produsă în imperiu, în vreme ce nazarinenii rămăseseră fideli traiului tradițional, etalându-și cu mândrie vasele modelate din calcar, un material considerat de legile religioase evreiești ale timpului ca fiind pur. Tot în contradicție cu legile religioase evreiești, locuitorii din Seforis adoptaseră practica străină de a folosi ca îngrășământ agricol fecalele umane. În schimb, nazarinenii nici nu voiau să audă de așa ceva. Cetățenii din Nazaret respectau cu strictețe obiceiul de a-și depune răposații, cu mare cinste, în morminte numite cochim, adică în încăperii săpate în piatră, a căror intrare era acoperită cu câte o bucată de mari dimensiuni de rocă, fasonată sub forma unui cerc, care era manevrată prin rostogolire. Exact același fel de mormânt în care a fost depus trupul lui Iisus Hristos, conform Evangheliei după Luca. Pe lângă toate acestea, de-a lungul timpului au fost făcute și alte descoperiri la fel de importante în domeniul arheologiei biblice. De exemplu, amuletele Chetef Hinom. La Chetef Hinom, un sit arheologic din Ierusalim, au fost descoperite două mini-suluri din argint, care în antichitate aveau rol de amuletă. Sulurile sunt vechi de 2600 de ani și au fost gravate cu mare grijă, cu un text în paleoebraică. Însă cel mai important este că în cadrul textului se regăsește cel mai vechi pasaj biblic identificat până în prezent. Pe amuletele despre care cercetătorii cred că erau folosite pentru a-i oferi protecție purtătorului, stă scris că Yahweh, numele lui Dumnezeu din Biblia ebraică, este mai puternic decât Satana și decât orice rău, și că Yahweh este mustrătorul și pedepsitorul celui rău. Un alt exemplu este orașul biblic Sharaim. Kirbet Keiafa, denumirea modernă, este o așezare care a înflorit în urmă cu 3000 de ani și ale cărei ruine au fost descoperite la 30 de kilometri sud-vest de Ierusalim. În urma săpăturilor, arheologii au scos la iveală un zid împrejmuitor foarte solid, care era prevăzut cu două porți de acces și delimita un perimetru de 2,3 hectare. Cercetătorii au ajuns la concluzia că acesta era orașul biblic Sharaim, pomenit în episodul luptei dintre David și Goliat. De asemenea, arheologii au mai identificat și o structură complexă, de peste 1000 de metri pătrați, despre care se crede că a fost palatul regelui David. Orașul Sharaim a jucat un rol crucial și în perioada Monarhiei Unite, adică a regatului care a precedat regatul Iudeii și regatul Israel din epoca Fierului. Există mai multe pasaje din Biblie care se referă la Monarhia Unită, dar și alte câteva texte istorice. Arheologii au mai descoperit la Tel Eton și o casă veche de 3000 de ani care certifică existența acestui regat. Casa era una dintre cele mai mari din localitate, având o amprentă la sol de 230 de metri pătrați. Uriașul megalit de sub Marea Galilei. Sub apele Mării Galilei, arheologii au descoperit cu uimire un megalit, denumirea generică dată unor monumente preistorice cu funcție necunoscută, realizate din blocuri gigantice de piatră, fasonate astfel încât să se asambleze perfect, de obicei în forme circulare, de dimensiuni uluitoare, un diametru de 70 de metri și o înălțime de 10 metri. Cu alte cuvinte, megalitul de sub Marea Galilei este de două ori mai mare decât cercul exterior al ansamblului de la Stonehenge. Se estimează că greutatea totală a construcției din bazalt depășește 60.000 de tone.
De asemenea, se presupune că vechimea edificiului este între 4.000 și 12.000 de ani. Așadar, este mai vechi decât Stonehenge sau Marea Piramidă din Egipt și că el ar fi fost ridicat într-o perioadă în care nivelul apei mării era mult mai scăzut decât în prezent. Iar la o distanță de circa 1,6 km se afla un oraș numit Bet Yerach sau Kir Bet Kerak. Evident, nimeni nu știe cine a realizat acest megalit, în ce scop și mai ales cum, date fiind dimensiunile sale uriașe și tehnica rudimentară care se spune că exista în acea epocă. Biserica Apostolilor din Betsaida. Lângă Marea Galilei, de această dată, au fost descoperite ruinele unei biserici din epoca bizantină, veche de circa 1400 de ani. În interiorul structurii s-au mai păstrat încă o serie de mozaicuri elaborate și un număr de splendide sculpturi în marmură. Biserica în sine este o capodoperă și, datorită vechimii, are o valoare inestimabilă. Însă, mai important decât atât este faptul că, în urma cercetărilor, se pare că ea a fost edificată în centrul Betsaidei, în traducere Casa Pescarilor, satul de pescari unde Biblia ne spune că Iisus Hristos a făcut două minuni. A redat vederea unui orb și a hrănit 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești. De asemenea, să nu uităm, Betsaida a fost satul natal al apostolilor Petru, Andrei și Filip, ceea ce ar însemna că edificiul recent descoperit este legendara Biserica Apostolilor, despre care se știe că a fost construită pentru a-i onora pe cei trei discipoli ai lui Hristos și că a fost ridicată pe locul casei lui Petru și Andrei, care au fost frați. Prima descriere a Bisericii Apostolilor a fost făcută de un pelerin creștin, episcopul bavarez Willibald, care a ajuns în Betsaida în anul 725 după Hristos. Săpăturile continuă, arheologii sperând să găsească sub nivelul bisericii casa lui Petru și Andrei. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!